Aleșii râmnicenilor se antrenează pentru viitoarele alegeri locale, folosind orice prilej pentru a reține atenția publicului larg. Propunerea de a amplasa o stație de autobuz pe bulevardul Demtrădulescu a dat naștere la vii discuții. Dar este spațiu verde și nu se poate traversa, este foarte aproape de sensul de cealaltă, nu are rost, nu este foarte aproape de cealaltă stație. Nu putem face stație de autobuz pentru fiecare bloc. Solicitarea pentru această stație a fost făcută în momentul în care noi am solicitat prelungirea traseului 7. S-au aprobat numai două, aceasta nu s-a aprobat. După care au venit asociațiile de locatari, au făcut scris și către primărie și către noi pentru a înființa această stație. Care este logica pentru care noi am propus-o? Noi am considerat că distanța între punctul Hermes și Lidl este foarte mare, este peste un kilometru. Supune la vot materialul așa cum a fost el prezentat. Să înțelegem că nu vreți. Ne abținem. Păi să vadă locuitorii de până. Nu mai să vadă locuitorii. Vreți cele două stații de un număr. Ce nu e problemă? Vreau. Dacă ce te simți, vor să vadă și este mai să nu-i botea în încetează. Ce se rămâne că nu pot să nu. Să vadă cetățenii după ales, pentru că nu sunt de acolo. Să vadă cetățenii că face 70 de avase, nu ce vor ei. Nu se spune aici ce fac, ce vreți dumneavoastră, că la 100 sau la 100, dar ei vor de dai, ei vor de taxe și nu știu ce mai puțin. Admirația asta nu știu. Cine se abține? Diferența e că ei plătesc taxele și impozitele. Și vor lua taxe, s-a luat și nu indemnizare. Și la mine că nu prea ne dăși în 20. Bine, n-ai, am scăpat. Trecem la următorul. După cum decurg lucrurile în Consiliul Local al Râmnicului, aleșii nu vor rata niciun prilej pentru a arăta unul spre celălalt cu degetul, impunând în același timp dictatura majorității.